Sport. Acum președintele clubului Gazmetar Media și Ioan Horoba a vorbit într-o conferință de presă despre despărțirea de tehnicianul Gigi Mulțescu. Acesta și-a dat demisia de la clubul medieșan pentru un transfer la Dinamo. Oficialul medieșenilor nu crede că fostul antrenor al echipei sale a făcut o alegere inspirată. S-a dus la clubul lui de suflet, e normal, este dinamovist și dorește să, mai ales că are de luat niște revanșe acolo, sigur, revanșe sportive. A fost dat afară de vreo două ori așa pe nedrept și el vrea să dovedească că poate să facă treabă mai bună la Dinamo. A plecat la ceva mai bine, cel puțin așa crede el, deși eu, după părerea mea, nu cred că a nimerit un moment bun la Dinamo. Cu Gigi Mulțescu pe bancă, Gazmetan Media și-a terminat foarte bine sezonul pe locul 10, având 46 de puncte, deși la un moment dat era în poziție retrogradabilă. Eu zic că este o extraordinar de mare performanță ca în 4 ani să fii în Liga 1 și să faci față relativ onorabil la ce condiții și ce fond de jucători ai, să și participi într-o cupă europeană. Eu vă spun, aveți exemple nenumărate în preajma voastră, să vedeți cluburi care au dat milioane și milioane pe transferul și au retrogradat. Ioan Horoba a mai anunțat că fotbalul și basketul din Mediaș vor intra într-o perioadă de reorganizare.